A fost odată un medic foarte priceput și dedicat. Datorită lui, mii de oameni care erau la un pas de moarte au fost vindecați. Iată că într-o zi moartea a apărut în fața lui și i-a spus: uite ce se întâmplă, ești într-adevăr un doctor foarte bun, dar salvând atât de mulți oameni de la moarte, deranjezi echilibrul din lume. Îți propun ceva. De astăzi, când te duci la un bolnav să-l tratezi, vei vedea o lampă lângă capul lui. Prin flacăra din lampă vei ști dacă persoana respectivă trebuie să moară sau dacă mai are zile pe acest pământ. Dacă focul este slab și pare că se stinge, acesta va fi un semn că trebuie să-l lași pe om în seama mea. Dacă focul arde puternic, înseamnă că îl poți vindeca. Drept garanție a acordului nostru, îți voi lăsa propria lampă. Ține-o lângă tine ca să vezi cât va dura propria ta viață. Acestea fiind spuse, moartea a dispărut. Într-o zi, la scurt timp după acea întâmplare, l-au chemat pe medic pentru a salva un nou născut grav bolnav. Când a intrat, a văzut o lampă lângă capul copilului în care pâlpâia un foc slab, abia vizibil. Doctorul s-a gândit la acord, dar i-a părut atât de rău pentru mamă și pentru viața copilului, încât a luat niște ulei din propria lampă și l-a turnat în lampa copilului, astfel mărind flacăra. A salvat copilul, l-a îngrijit și a plecat. A doua zi a mers la o colibă, unde locuia o familie săracă, dar numeroasă. Mama era pe patul de moarte, iar cei 7 copii ai ei stăteau triști în jurul ei. Flacăra din lampa femeii era atât de slabă încât s-ar fi putut stinge în orice moment. De asemenea, ca în cazul copilului, a turnat ulei din lampa lui în lampa ei. Zi de zi, doctorul făcea la fel. Nici măcar o dată nu a respectat acordul și de fiecare dată și-a mai luat puțin ulei din lampă pentru a-i salva pe alții. A trecut un an și medicul s-a îmbolnăvit grav, iar când s-a uitat la flacăra vieții sale, a văzut că abia clipea. Deodată moartea a apărut lângă el și a spus: m-ai înșelat, ai încălcat acordul nostru de fiecare dată, dar a venit și rândul tău. Astăzi am venit după tine. Doctorul s-a trezit în lumea de dincolo, într-o sală imensă unde erau așezate multe lămpi aproape stinse ca a lui. Mai ai o singură șansă, spuse moartea. Pentru că tu ți-ai cruțat viața de dragul altora, se consideră că ai dreptul să torni la tine ulei din fiecare lampă pe care o vezi aici și să-ți continui viața încă mulți ani. Nu! Nu vreau să profit de alții, scutură medicul din cap. În acest caz, nu mai am puterea asupra ta. Ai dovedit că ești special. Ești liber să trăiești, pentru că atunci când o persoană își dedică viața altora, este nemuritoare. Frumos, nu-i așa? Dacă ți-a plăcut această pildă, dă un follow și distribuie să afle și alții.